Deci continuăm. Ui, ieșiți în 10. Care sună așa. Dacă U egal cu 5i, deci dacă U vectorul U egal cu 5i plus 3j și V este egal cu 3i minus 2j, calculați U plus V. U plus V, vectorul U plus vectorul V, îi adunăm, deodată. Da. U of T plus Z. U plus V. 2U, să facem și 2U, adică ne uităm la U și mulțim cu 2. Da. 10, I, plus 6, Z. Așa de ușor? Păi da, dacă așa zice, 3V să facem. 3V. 9i minus 6j. Apoi 4u minus 2v. 4u minus 2v. Nu de la asta. Cu 20i plus 12j. Deci 20i plus 12j. Minus 6i plus 4j. Plus 4j, da? Și egal cu 14i plus 16j. Și gata? Atât. Să vedem ce mai ne spune. Crezi asta la 10? 10, da. Da. La 10 atât a spus. 11. Determinați coordonatele simetricul punctului A de coordonate 1 și 3 față de axa OX, axa OY și originea axelor de coordonate. Deci, avem punctul A de coordonate 1 și 3. Da. Dacă vreți să reprezentăm, înseamnă că x-ul e 1 și y-ul e 3, da? Da. X-ul e 1 și y-ul e 3. 1, 2, 3. A din coordonate 1 și 3. Simetricul lui A față de axa x-ilor este un punct pe paralela la axa Y-ilor, situat la aceeași distanță. Deci A prim are coordonata cât aici? Tot 1, X-ul e 1 și minus 3. Practic, dacă ne-am gândit la OA, vectorul OA, ar fi I, 1 ori I plus 3 ori G, simetricul față de axa OX, OA prim, are tot I, dar minus 3J. Da? La axa, simetricul față de axa X-ilor, înseamnă să păstrăm X-ul același și Y-ul opus. A fost 3, am dus în minus 3. Să dați până specifica la OA. OA. Așa. OA prim, altfel nu are nicio asta. Pe urmă, simetricul față de axa Y-ilor, a lui A. Păi partea asta. Adică se păstrează Y-ul 3 și X-ul este minus 1. Da. Deci e punctul A secund, de coordonate, cât am spus? Minus 1 și 3. Minus 1 și 3. Și simetricul față de origine este un punct care îi trece prin origine și distanța O A cu O A terț
este aceeași. Asta se întâmplă că atât x-ul cât și y-ul sunt cu minus. X-ul este minus 1, uite că este aici, minus 1, iar y-ul este minus 3. Deci asta este... Și dacă vreți să scrieți pe o a, o a prim, o a secund, ar să fie minus i plus 3j și o a terț egal cu minus i minus 3j. Iată și vector de poziție. Deci, determinați coordonate, simetriul față de axa x-ilor, iată, axa y-ilor, a secund. Față de origine, a terț, da? Dacă ABCD este un hexagon regular cu centru nord, atunci arătați că vectorul AB 12, da. Arătați că AB plus AC plus AC plus, cred că AD plus A AB plus AC plus AD plus AE plus AF AB plus AC plus AD plus AE plus AF este de 6 ori parcă așa este de 6 ori o AO. De 6 ori AO. Vectorul AO. Așa, ca să înțelegem un pic cum arată ce înseamnă un hexagon. Un poligon cu 6 lanțuri, da? Deci, dacă îl ducem așa, iată, pe urmă, cam așa. Deci, dacă ăsta e A, B, C, D, E, F, să arătăm că A, B plus B, C plus C, D plus D, E plus E, F plus, nu, A, B plus A, C plus A, D plus A, E plus A, F e de 6 ori A, O. A, B. Vectorul AB. Deci la A la B. De la A la C. De la A la D. De la A la E. Și la A la F. Este de 6 ori A. 6 ori A. Cum credeți că o să procedăm? Eu le știm, 0, 0. Da? Dacă le-aș ști și pe a lui V, nu știu, mai vedeți la B. Dar la ce aș putea să le știu? Păi dacă încadrăm în AOC... Deci da. Vorbesc de AC, asta e paralelă cu axa Y, deci suntem pe o paralelă, înseamnă că x-ul rămâne același. X, x-ul lui A. Da. Deci, C-ul are x-ul lui A. Da? E simetric.
A-ul-i sim, C-ul-i simetricul lui A față de axa X. A. Da? Axa X-lor. Păi X și minus Y, nu? X și minus Y, sigur că da. X și minus Y, că am văzut F, în legătură cu ce am făcut mai înainte, da? F să fie ca minus X și Y. Deci aici va fi minus X și, și Y. La, la D. La D va fi minus X minus Y. Minus X minus Y, corect. Și aici și B. La E și la B, aici e problema care trebuie să o rezolvăm. A, la B ar veni de coordonate un, nu știu, un X și Y cu 0. X și 0, da. Deci o știm cu asta, da? Da. Bun. Dar ar și fi... dincolo 0 și ceva. Oricum, A, O cu O, B sunt la fel de mari aici. Da. Cu AB. Deci AO, cum aș putea să o aflu pe AO? Ce este în triunghiul ăsta? Așa. Ce este AO? Ipotenuză. Ipotenuză. Și asta este Y-ul și asta X-ul, nu? Pentru da. Punctul A. Și atunci vine radical din X pătrat plus Y pătrat. Da. Deci, și asta e tocmai X-ul lui B. Deci, la X-ul lui B, zic radical de X pătrat plus Y pătrat. Mi se simt încă dată. AO se poate afla. Cum se poate afla? Pentru că eu știu că A de coordonate X și Y, și astea sunt proiecțiile. Deci ăsta este X-ul, ăsta este Y-ul și pentru Pitagora radical de X pătrat plus Y pătrat. Dar asta așa e tocmai X-ul lui B. La fel asta e egal cu asta. Da? Și din coace la E, ce coordonate am? Minus, minus radical din X. Mă, minus. Nu, 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 e 0. E 0 și minus X. Cine este 0? Y este. Și are de pe locul 2. Minus, a, da. Deci minus radical din X pătrat plus Y pătrat și respectiv 0, da? Și acum, având coordonatele, scriu vectorul AB. Hai să spunem. AB egal cu vectorul AB este X-ul lui B minus X-ul lui A. Nu? Da. Ori Y plus Y-ul lui B minus Y-ul lui A ori J egal cu X-ul lui B. Știm cât este X-ul lui B? Radical din X pătrat. Deci radical din X pătrat plus Y pătrat. De acord? Da. Da. Ori minus. Minus X-ul lui. Da, minus X. Minus X, corect. Tot ori X. Y. Plus. Plus. Y-ul lui B este 0. 0. Minus. Minus Y. Y. Și are minus Y. Minus Y. Minus Y. Minus Y, da? Da. Ăsta este vectorul AB. Vectorul, ce nu mai spune? AC. AC. Egal cu. C minus XA ori I plus YC minus YA ori J. XC este X minus X. Ar veni 0 și X-ul lui A este X, nu? Da. Minus... Fapt, X-ul lui C. X-ul lui C și cu X-ul lui A este același, da? Da. Și gândiți 0 ori I. 0 ori I face 0. Și rămâne numai în J. YC. YC este minus Y. Da, minus care, Y. Minus 2Y da, minus 2Y J. J. Minus 2Y J. E pare egal. Ne-ai urmărit, Alex? Da. Deci Y-ul lui C e minus Y. Scăzut Y-ul la A, care minus minus Y, minus 2Y. Ori J. AC, AD. AD cu cine este egal? XD minus XA ori I. Plus YD. YD. Minus Y, A, ori J.
Și egal cu? Minus x minus x egal cu minus 2x. Minus 2x. I. I. Și e minus y minus y egal cu minus 2. Minus 2y ori j. Minus 2y ori j. L-am aflat și pe AD. A e vectorul AD egal cu? Faci direct? Da, hai să faci de dată. A e unde e eu? Eu este aici. 0 minus y minus y. Deci minus y i. A, de la A la E, da? Da. Deci 0 minus X, nu? 0 minus X. Ba, nu, e minus radical din X pătrat. Da, zi, am greșit, da, așa am greșit. Deci minus radical din X pătrat plus Y pătrat minus Y I minus Y C. Deci minus radical din X pătrat plus Y pătrat. Y pătrat ori minus X. Minus x poate vine ori i. Ori i. Și vine minus yj, pentru că aveam 0 și minus... Minus yj, da? Da. Este de acord? Da. Alex, de acord. Alex, de acord. Și af este egal cu? Xf minus x, minus x minus 2x. Minus 2x. X, i. Și y. Minus y, 0. Atât. Și acum să locuim în relație, să vedem la vedere ceea ce a spus autorul. Dar pe AO... Da. Hai să-l facem și pe AO, da? Păi da, trebuie să facem și pe AO. Vectorul AO e egal cu? OX, da. OX-ul este... 0. 0. Da. 0 minus X. Minus X. Minus X ori I. Minus y ori j, da? Și atunci? Ia să vedem. Să vedem dacă ne dă identitate aceea, da? Încercăm. A, B. Dictați-mi voi. Radical. Vorbește cineva, să spune. Radical din... Ne facem parantezele, nu? Îl scriem așa exact deocamdată. Deci vine radical din... Radical din x pătrat plus y pătrat. Da. Minus x, da. Totul i, da. Plus minus i, j, yj. Minus, a, minus, y. Minus yj, da? Da. Minus yj. J. Și am scris pe AB. Da. Plus. Plus. Fapt e minus 2. Fapt e minus, minus. Pentru vine AC este minus 2yj și ca să mai știu asta. A, așa, zic, zic și doar, minus 2. YJ, da? Da. Minus 2XI, minus 2XI, minus 2YJ. Minus 2XI, minus 2YJ. Plus... Plus... Hai să spunem minus, că scoatem o minus în factor, da. Bici, aici, da? Da. Minus radical din... Minus în paranteză radical X pătrat plus Y pătrat. Minus X. Plus X, ca plus minus. A. Plus X ori I. Minus Y, J. Minus Y, J. Plus, plus 2X. Ba, ori minus. Minus, da, minus 2X. Minus 2X, I. Minus 2X, I. Minus X, I. Minus Y, J. Minus X, I. Minus Y, J. Da, plus 6. S-a greșit, da? Unde? Păi, minus xi, minus yj era AO. Și trebuia să-l punem egal cu 6AO. Deci era atâta. Da, până la minus 2xi. Da. Și lucrăm. Să vedem dacă ne dă de 6 ori AO. Da. Egal cu. Membru stâng de asta lucrăm. Egal cu. Căutăm tot ce e și cei cu i. Și zicem radical din x pătrat plus y pătrat minus x. Minus 2x, este bine? Da. Minus 2x. Minus radical din... Minus radical din x pătrat plus y pătrat. Minus x. Da? Da. Trebuie să schimbăm da, asta, așa. Și minus 2x. În paranteză, tot ori.
Plus? Da. De fapt, minus 4, minus y j. Așa, deci vine minus y j. Minus 2 y j. Scrie tot în paranteză. Așa, așa, așa. Deci, minus pe lângă. Pe lângă. Y minus 2y. Y plus 2y, te-am spus da, minus. Da, am spus. Y plus 2y. Plus 2y, chiar. Plus 2y. Plus y. Pentru y. Da, plus y de aici. Cam atât. Orice. Și egal cu lucrurile. Asta se redă și da? Minus x plus 2x, minus 4x. Minus 6x. Minus 6x. Minus 6x. Și 3, 5. 5. Eu cred că tot 6. 2 cu 4. 4 cu 2, 6. Minus 6, yj. Și este egal mai departe. Cu scoți pe minus, minus 6. Minus 6 în factor. Sau, da. Da. Sau numai pe 6. Hai să facem 6. 6 pe lângă. Minus x, y, minus y, j. Și este egal. Ăsta este oa. Și eu 6 au. E 6 au. Au. Oa. A, o. E 6 ori vectorul a, o. Terminat problema. Ce a fost aici de... Unde noi... Voi nu v-ați spus. Deci trebuia plecat, plasat hexagonul așa, nu? În felul ăsta, a de coordonate x și y. Și pe urmă găsit coordonatele lui C. Vezi, autorul ne-a pregătit la ieșițiu numărul la 11. Ne-a pregătit crazul simetricului A față de axa X-ilor. Da. Adică ce apare ca simetric? Simetricul lui A față de axa Y-ilor. Simetricul lui A față de origine. Deci ne pregătește. Doar singura problemă era erau acestea, coordonatele lui Ben și a lui E. Eu acum putem să încep cu notarea hexagonului și de aici. A, B, C, D, E, nu știu ce. Da. Însă o puteam face așa, dar nu era destul de interesant simetricul. Deci o primă problemă a fost să încep din colțul ăsta, domnule, notarea. Pentru că am făcut legătura cu problema anterioară, simetric, ca să găsesc coordonatele celelalte. Singura problemă era descoperirea coordonatelui B și a lui E. Știam că sunt simetrici unul față de celălalt, față de origine, dar găsirea coordonatelor lui B, una este 0, că suntem pe axa X-ilor, da? Y-ul 0, și cealaltă, ei, aici pe Pitagora. Tot. Asta a fost. Deci, plasarea hexagonului, la fel să o fac așa, dar notația a fost importantă. De unde încep numerătarea? Notarea A, B, C, D, E, F, hexagonul. Și am făcut-o inspirat fiind de problema anterioară. Asta a fost mai dificil. Mergem la problema 13, nu? Da. M-am dreptat când v-am spus că de doar e sus în jos. Dacă ne apucam de problema asta deodată, n-aveam experiența trecută, adică nu înțelegeam bine ieșițele acolo, cu exprimarea vectorului, parcurul, descompunerea cu I și J, acolo toate lucrurile sunt X, B, minus X, A. Nu poți să faci mare lucru. Voi cum lucrați la matematică? Care este ideea voastră? Când aveți făcut tema pentru a doua zi, deschideți cartea și vă apucați să faceți ghiști. Deci nu se face așa. Deci nu se face așa. Trebuie să vezi suportul teoretic. Da. De unde? Cum faci? Ce fel? Nu? Și profa Nimfu ne-a zis mai întâi să recapitulăm ce a făcut în clasă și... Sigur că da. N-ai cum să te apuci de ghiști. Fie o centru pătratului ABCD. Sau nu, 13. Fie un triunghi ABC. ABC. Fie un punct în plan. Fie aparține planului triunghiului ABC. Da?
punem în paranteză, înseamnă planul de desmai de cele trei puncte. Ajutați că vectorul VM, notat așa, egal cu 2MA de 2MA minus 5MB 5MB plus 3MC. Nu depinde de poziția punctului M. Deci nu depinde de el. Nu depinde adică coordonatele punctului M dispar. Asta vreau să spun. A de coordonate XA și YA, B de coordonate XB și YB și C de coordonate XC și YC. Iar E de coordonate, să zicem X și Y, ca să ne vine mai ușor. X și Y. Nu se mai face confuzii cu celelalte, pentru că da. La azi se indice A, indice B. Și acum, vectorul expresia asta, ce rezultă din calculul ăsta, vectorul ce rezultă din calculul ăsta, e următorul. Deci două ori pe lângă. EMA. X. XA minus X. Minus X. Da. XA minus X. Ori I. Plus 2 ori Y. Y M minus Y. Y A. Tot așa. Y A minus Y A. Minus Y. Ori J. J. Minus 5 pe lângă. X B. Minus X. Ori I. Plus I. Da? Bine, nu? Da. Minus 5 pe lângă YB minus Y ori J și plus 3 pe lângă Y X, XC minus X ori Y plus 3 pe lângă YC minus Y ori J. Și da. Deci facem? Da, o organizăm. Și vine 2x a. A minus 2x. Ori i. Nu. Căutăm pe tot scurile i. Minus 5x b plus 5x. De acord? Da. Și plus 3x c. Minus 3x. Minus 3x. Totul I. De mulțit cu I. Și plus. Plus. Avem 2YA. 2YA. Minus 2Y. 2Y. Minus 5. Minus 5YB. Y. B. Plus 5Y. Plus 3YC. Minus 3Y. Minus 3Y. Totul ori J. Ori J. Egal. Egal cu. Minus 2x cu 5x, 3x. 3x deci, minus 3x e... A, vezi că scăpăm X. Și ne dă 2XA minus 5XB plus 3XC ori I. Plus. Plus. 2y minus 2 cu minus 3 și cu 5y. Exact. 2y a minus 5y plus 3yc. 3yc ori j. Nu depinde de x. Da. Da? Da. Deci, indiferent cum îl pui pe el, totdeauna vectorul care rezultă
din calcul 2m minus 5mb plus 3mc va face un, va fi un vector încât în, în exprimarea sa cu ajutorul versorilor nu o să mai avem pe x prezent. Da. Așa, asta trebuie să arăta. Dar a deșteptat că 2 și cu 3 fac 5, minus 5 fac 0. Aia, la bun început să văd, am văzut asta. La 14, nu? Da, 14. Ia să vedem la 14 ne spune autorul. La 14 spune că fie orice într-o pătratul ABCD. Îl luăm în pătrat, îl pasăm în sistemul de axe, gândim centrul pătratului. O, deci, facem pătratul și O aici, da? A, B, C, D. Deci pătratul ABCD. Și nu știu ce spune el, să facem, dar eu aș lua coordonatele X și Y. Da. Aici ce coordonate pun? Minus X. Nu, X minus X-ul rămâne același. X minus Y. X și minus Y. Apoi avem minus X. Minus X minus Y. Da. Și la D? Minus X cu Y. Minus X și Y. Da. Eu, așa. Descompuneți vectorul AO după vectorii AB și AD. AO. Folosim vectorii AB, AB și respectiv AD. AD. Vectorul AO. Adică să-l scriem ca și cum ar fi o sumă. Așa, o, o combinație este ori doi. AD plus AB ar face AC. Nu? Da. AD plus AB. Deci AD plus vectorul AB este egal cu AC. AC. Dar AC-ul e de două ori AO. Deci AC e de două ori AO. Da? Deci de la A până la da. C înseamnă de două ori cât AO. Deci de două ori AO. Dar nu AO, zice autor, ci OA, parcă a zis. Deci, descompuneți vectorul AO. AO. A, AO. E bine. De două ori AO. Să dea transpui O. Deci AO, da? De, e vector invers. Da. Așa a pus. De două ori AO. Și acum să, dă, să arătăm și pe componente că e adevărat asta. Deci, AD ce înseamnă? XD AD egal cu X. D minus X A ori I plus Y D minus Y A ori J. A B egal cu X B minus X A ori I X B minus X A ori I
plus y b minus y a ori j. Y b minus y a? Ori j. Și sus, se continuă, trebuia să continuă. X d. Cât este x-ul lui d? X d este minus x. Minus x. Minus x a, x-ul la minus x. Minus 2x. Deci vine minus 2x deodată. Minus 2xy. Avem y-ul lui d. Y minus y. Uite 0. Și atât. Iar vin face. X-ul lui b minus x-ul lui a. X minus x. 0. Deci x-ul lui b minus x-ul lui a. X minus x. 0, da? 0 la da. Y. Da. Y minus y. Minus 2y. Minus 2y, da? Și trebuie să arătăm că AD plus AB. Deci, să facem și noi AD. Sau mai trebuia și AO, da? Hai să-l facem și pe AO. AO, vectorul AO, este x-ul lui O. X-ul lui A ori I plus Y-ul lui O minus Y-ul lui A ori J. Și egal. 0 minus X-a minus X, da? Minus X. Minus X ori I minus Y ori minus Y ori J. Și acum AB plus AD, adică deci A B, B plus AD egal cu minus minus 2x minus 2 y j. Iar de două ori au 2 a. A, egal mai departe, poți să scot 2 în factor. 2 pe lângă. Minus x y minus x y minus j y j. Și ce paranteză îți face au? Asta îi face tu mai a o. Este egal de două ori a o. De două ori a o. Terminat. Ești. Deci am stabilit coordonate și am demonstrat nu, prin calcul că este adevărată relația asta. Da. Descompuneți vectorul AD după vectorul AB și AO. Ce înspecie? Vectorul AD A. AD după vectorul AB și AO. Facem la fel, nu? AD, AB și AO. Păi e ca și cum aș scoate din relația asta, vedeți? Da. Am așa că AD plus AB egal cu de două ori AO, da? Da. Și eu pe AD îl vreau. Și spun atunci, AD este egal de două ori AO minus AB. Da. Când mi-a spus în funcție de cine sunt încă o dată, în funcție de AB și AO. Pe AD, în funcție de AB și AO. Da, e corect. Păi este aceeași identitate. Am dovedit-o, dacă mai scriu încă o dată, aici da, nu mai scriu, da, per da, timp. Da. Deci este banal. Și acum avem 15. 15. Fie un triunghi ABC și punctele M și N, astfel încât AB e M, deci fie un triunghi ABC. Vedeți că pare foarte simplu dacă da. V-ați familiarizat cu lucrul. Fără să te familiarizezi, nu ai nicio șansă. El apărea, erați în situația în care să ajungeți la școală și să copiați. Asta era rețeta. Simplu. Simplu că scrieți spate la tablă, spate la tablă, sunt eu. Prinzi numele. Da. Fie triunghiul ABC. Așa. Iar M și N. M și N, două puncte din plan ABC. Așa încât BM BM vectorul BM să fie egal cu 2 treimi 2 treimi din BA și CN CN vectorul CN
Se egal cu 2000 din AC. 1 pe 2 din AC. Descompuneți vectorul MN după vectorul AB și AC. Deci pe MN în funcție de cine? Din AB AB și de vectorul AC. În funcție de ce vectorul repar. Păi, mai întâi să aflăm pe B1. Cum luăm așa? A de coordonate X, A și Y, A. Da? B de coordonate X, B și Y, B. C de coordonate X, C și Y, C. Și aflăm pe B, pe BA. Ne trebuie BA, da? BA. Vectorul B, A. Că vedeți că e două trimit din BA. BA. X A minus X B ori X B. Nu, X A. X A minus X B ori I. Plus Y A minus Y B ori J. Y A minus Y B ori J. Da. Și atunci BM, vectorul BM, BM, va fi egal cu 2 treimi din ăsta. Da. 2 treimi pe lângă XA minus XB ori I și plus 2 treimi din YA minus YB ori J. BM. Și CN ce n pe nu pe n nu la bă. XM și Y. Ah, da, e funcție de AC. AC. Dar nu avem pe AC, ce am făcut? Hai să scriem AC. Nu trebuie AC. AC egal cu XC minus XA XC minus XA tot ori ori plus YC YC YA ori J. Și atunci ce n? Iar cu 1 pe 2 din XC plus XA 1 pe 2 ori 1 pe 2 din AC. Da, din XC plus XA. Exact, XC minus XA ori plus 1 pe 2 din YC plus YA tot ori și ori J. Da. Vectorul MN așa MN cu cine ar fi MN egal de aici? Egal mai departe dacă ne-am gândit să notăm cu N coordonatele X, N Y, M. Și cu la M, coordonatele Y, M, X, M. X, M și Y, M. X, M și Y, M. Acum, la B, M, știți că am zis B, M e două treimi din B, A. Dar egal mai departe, B, M, X-ului cu cine ar fi? X-ul lui M. XM minus XB. Ori I. Ori I. Plus YM minus YA. Minus YA. Ori J. Și din egalitatea asta de aici, adică versorul, înseamnă 2 pe 3. Deci de aici aveți și că 2 pe 3 pe lângă x a minus x b, da? Da. Dar apoi ce a scris plus y minus y, dacă este b? Y, b. Y, b, am fost neatent. Foarte bine că observat. Deci, 2 pe 3 2 pe 3 pe lângă x a minus x b
egal cu xm minus xb. Xm minus xb. Da? Și tot așa de bine 2 pe 3 pe lângă y. A minus y pe. Y pe. Ori egal cu egal cu ym minus y b. De aici noi scoatem pe xm și pe ym. Deci vine rația asta din prima, rezultă că ia să vedem. Deci vine să amplificăm sau ducem pe xb în stânga, da. Și vine xm egal cu xm egal cu 2 pe 3 xa, așa bine? Da. Minus 2 pe 3 xb și plus xb. Plus xb, da? Da. Și egal cu. Aduc același numitor aici, vine 3. Deci face 2xa plus xb. Că minus 2xb da. Și plus 3xb face xb. Deci vin 2xa plus xb totul pe 3. Xm, încă o dată. Da. Am asta aceeași numitor aici, da? Și xm-ul, ym, pardon, ym va fi egal cu tot așa. Da? Tot exact același lucru este. 2 pe 3 ya minus y 2 pe 3 yb yb plus yb plus yb, care înseamnă același lucru 2 y a plus yb supra 3. Deci, m m are coordonate. Hai să găsim și noi. Ce coordonate are m? 2xa plus xb pe 3 2xa plus xb pe 3 respectiv 2yA plus 2yA plus yB supra 3 m. La n, acum să lucrăm la n. Știți că am zis ce n egal așa și egal mai departe cu cine ar fi? Ce n? X lu n. Da. X n minus xc. X n minus xc. Ori plus plus y n minus yc. Y n minus yc. Ori j. Și acum nu ne rămâne decât să egalăm. Avem 1 pe 2 pe lângă xc minus xa egal cu x-ul lui n xn minus xc și 1 pe 2 pe lângă yc minus ya egal cu yn minus yc. Și de aici x-ul lui n va fi egal cu 1 pe 2 xc. Da? Minus 1 pe 2 xa plus xc. Dacă nu știu, poate să facem plus xc. Avem același numitor și face 2xc și cu xc. Deci 3xc. Xc minus xa totul pe 2. Și cealaltă va fi tot așa. Ym deodată. Egal cu 2y 3y c. Da, dacă s-a, este aceeași identitate. Dar 2y avem 3. E 3. Este 3. Da. Și acolo cum se numește? Da, e bine? Da. Deci 3yc minus yA totul pe 2. Așadar, punctul N nu va avea coordonatele 3x, 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 3x,
3c minus x asupra 3c minus x asupra 2 și respectiv 3y c minus y a asupra 2. Și acum MM. Deci MM M-N, vectorul M-N, egal cu X-N minus X. M. Deci X-N minus X-M. Ori. Ori vine. Plus Y-N. Y. Minus Y-N. Ori J. Minus Y. M. Ori J. Și locuim acum. Și pur și simplu înlocuim. Egal cu x-n. 3xc minus x asupra 2. Xc minus x asupra 2 minus 2xa. Da? Da. Plus x. 2xa plus xb. Supra 2. Ori y. Plus. Plus. 3yc minus y asupra 2. 3yc minus y a supra 2 minus 2xa plus y asupra 2. Ori j. Și egal. Au același numitor. Da? Deci vine 3xc. Da, nu era supra 3? 2x. Nu, nu era supra 3. Nu, supra 3 este. Da, da, da. La y. Da. Stai o secundă. A, am prins că la 1, 2 este. Era, ai supra 3. 3 aici. Da. A, am greșit aici, da? Și aici da, e 2. Da, acolo e 2. Dar stângă era 3. Și ar veni... 2, 2 supra aici. Supra 3 aici. Și aici supra 3, da? E bine acum, da? Da, da. Și acum... Și acum facem calcul, trebuie să amplificăm aici cu 3 și faci cu 2, să te batezi la calcul. Bine că ați intervenit, deci vine 9. 9xc minus 3xa minus 6xa minus... De ce minus 6xa? Minus 4. Minus 4. 4xa minus 2. Minus. Minus 2xb. 2xb. Totul supra 6, ori y, plus 9yc minus 3y a, 9yc minus 3y a, minus 4y a, minus 2yb, totul supra 6, ori j. Și egal cu? Minus 3x-a cu minus 4x-a minus 7x-a. Minus 3, minus 4, minus... Și atunci 9xc rămâne, da? Da. 9xc minus 7 x-a minus 2xb. 2xb. Totul supra 6. Da. Ori y. Plus 9yc. Minus 7 y-c. Minus 7. Y minus 2YB minus 2YB totul supra 6 ori J. Și asta e scurtat. L-am găsit pe MN exprimat așa, dar zice în funcții de AB și de AC. Ce înseamnă AB? Înseamnă vectorul AB. Hai să-l reprezentăm AB, prin vectorul AB. Șterg aici. XB minus XA. Deci XB minus AB, AB. Să scrie, da? AB este egal cu XB minus XA ori Y plus YB minus YA ori J. Iar AC
dar cu xc minus xa. Xc minus xa. Ori poate. Y minus ya, ori j. Yc minus ya, ori j. Noi trebuie să avem echipă xb minus xa. Xb minus xa. Noi avem minus xa minus xb. Aici avem minus 2xb minus 7xa. Ca să ajungem să fie 7, să zicem pe și xc minus xa. Hai să scriem aici, în loc de minus 7, să zicem minus 9 plus 2. Deci, vedem că aici 7 și cu 2 fac 9, da? Și xc minus xa îmi trebuie 9. 9xc minus 9xa, ca să scot pe nou factor. Da. Și ca să adun și scad în, în 2. Da, asta o să fac. Deci o să zic aici, egal mai departe, cu 9xc minus 9xa plus 2xa. Da. Că minus 9 plus 2 face minus 7, da? Da, minus 2xb. Minus 2xb. Totul supra 6. Totul supra 6. 2i. Totul de multiplu-i. Plus. Plus 9y. Același lucru fac așa, da? Minus 9ya. Plus 2y. Minus 2y. Supra 6. 9y. A, aici. Așa și A, minus 2Y, B, supra 6, ori J. Da. Și egal cu. Acum cum să fac? 9 pe lângă... 9 pe lângă XC minus XA pe 6. Da. Da? Da. Și 2 pe lângă XA minus XB. Sau scot un minus în factor și vine minus 2 pe lângă XB minus XA. Ca să apare XB minus XA. Deci din ăștia 2xa minus 2xb, scot pe minus 2 în factor și faci xb minus xa. Deci o să am așa. 9 pe lângă xc minus xa supra 6. Xc minus xa supra 6 ori i plus 9 pe 6 ori yc minus y A, ori J, știți că avem așa. Posibilitatea că și la Y și tot așa este, da? Minus 2 pe 6 pe lângă X, B minus XA, XB minus XA ori I plus, plus 2 pe 6. XA minus XB. Poftim? Nu era XA minus XB. Dar am scos minusul în față. Și atunci vine XB minus XA, că mi-am aranjat aici. Și minus 2 pe 6. Mai plus 2 pe 6. De ce plus 2 pe 6? Ai scos minusul mai. A, minus, minus, da. E tot așa, da? Tot minus 2 pe 6. Cum s-o întâmplă la fără și timp aici? E lângă YB minus YA. Și egal mai departe cu... 9 cu 6 se simplifică și iese din amândoi 3 pe 2. 3 pe 2 pe lângă xc minus xa i plus yc minus yka ori j. Bine? Da. Și minus 2 pe 6, care înseamnă că 2 pe 6, 1 pe 3. Pe lângă xb minus xa, xb minus xa ori y plus yb minus yka ori j. Și egal acum cu 3 pe 2 ori cine este xa minus xc ori y plus yc plus yka ori j? A ce? 3 pe 2 AC, vector AC,
Și minus 1 pe 3? 1 pe 3, AB. Terminat. Am exprimat pe vector Mn, la el am plecat, în funcție de ce vector zice? În funcție de vectorii AB și AC. Da? Este egal cu 3 pe 2 AC, plus 1 pe, minus 1 pe 3 AB. Terminat ești. Hai să vedem ce a fost aici important. Un calcul pur și simplu. Deci, într-un triunghi ABC, să arătăm că dacă M și N sunt două puncte în planul triunghiului și BM e 2 pe 3 din BA și CN e 1 pe 2 din AC, atunci să căutăm să exprimați, așa în cele auto, să căutăm să exprimăm vectorul MN cu AB și cu AC. Pur și simplu am văzut ce este AB, cine este AC. Ne-a trebuit să găsim coordonatele lui M și M. Da. Pentru asta am scris că BM îi face 2 treimi din BA. Și când am egalat acolo, am găsit coordonatele lui M, ăstea de aici și al lui N, din relația dată de autor. Și pe urmă am scris vectorul MN, având coordonate, scriu vectorul MN. Am lucrat acolo, pur și simplu, și am tot urmărit în calcul să-mi apară expresia lui AB și am luat celălalt. Și am văzut, aici a fost momentul, că minus 7, da, l-am văzut ca fiind minus 9 plus 2. Da. De ce? Ca să scot pe nou un factor comun. Da, ca să... Pe ex, să să apară x și minus x a. Da, să locuim apoi pe aici. Și să putem înlocui cu vectorul AC. Și plateră vectorul AB. Da. Da? Deci asta a fost. Asta a fost un pic, ați văzut cu cât am înaintat, dificultatea a crescut. Da. În, dar noi nu ne-am mai pierdut cu firea, câtă vreme am avut experiență. Am câștigat experiența în registrul altul. Și asta e rețeta. Deci ori de câte ori vă apucați de făcut tema, și m-am mai spus și altă dată, luați-le pe toate puse acolo. Nu vă apucați să vă duceți la unul, ieșiți-o așa la întâmplare. Nu faci nimic. Va fi dificil. Dar în baza chestiunilor teoretice și în baza antrenamentului și a experienței care câștigi la ieșiți-o la altul, ați văzut cu simetria acolo. Da. A fost foarte important. La hexagon și la pătrat, am... Părea că problema aceea a aruncat-o așa aiurea, nu? Ca să ne pregătească, pur și simplu, pentru pătrat și hexagon. Deci, din lecția de în seara asta, voi toți cei care veți privi, veți fi înțeles că nu întâmplător autorul le așează acolo așa. Tocmai ca să-ți fie de folos. Ce ar fi semnat să ne ducem la niște ieșite de o dificultate mult mai sporită, de acum încep, cred că ești mai tare. Da. N-am avut nicio șansă. Dar după e și problemă pentru aprofundarea cunoștințelor. La șezi de pentru aprofundare, în baza faptului că le-am făcut pe toate de la, pentru fixarea cunoștințelor, veți vedea cum merg și acestea. Știm, fie ABCD, un 4 la teren. Nu spune că pătrat, nu spune că dreptunghi. 4 puncte. ABCD. O să zicem X, A, X, B, X, C, X, D, da? Și X și Y cu X, așa. Determinați punctul M care verifică egalitatea. MA plus M plus AB plus BC plus CD plus DA plus MB egal cu 0. M nu știi. De coordonate X și Y. Și ce înseamnă vectorul MA? XA minus X, da? Ori I plus așa și lucrăm în relația aceea și când egalăm cu vectorul nul, acolo apare o relație în X și Y, sau XM, dacă vreți să notați XM, și YM. Și să află XM și YM funcții de... nu, se va constata că e o identitate. Da. Ajunge o identitate, chestia aceea. La fel, punctul 2. Deci merg toate celelalte după ce ați încercat să faceți primul capitol. Dacă ne-am fi dus deodată la aprofundare și nu știu ce... N-avea nicio șansă. Nicio șansă, nu. Nu. Este de la sfârșit, acum, să lipesc de astea care încep. Da. Deci se face legătura. Problema asta care am făcut-o acum, face legătura cu problema celălalt. Da, și devin din ce mai greu. Se vin din ce mai greu. Și te duci și în final... Și mai ales sunt alea cu olimpiada. Exact. Așa că eu vă propun să continuați să rezolvați și voi. Iată, test de evaluare. Păi testul de evaluare, după ce ați făcut chestiile acestea, va merge foarte sigur. Da. Așa că vă las să lucrați voi. Mâine ne vedem din nou, tot la ora 6.
și cu chestiune tema pentru a doua zi. Da. Asta a fost tema pentru a doua zi, am făcut-o. Da? Am făcut chiar mai mult. Bine, ne oprim aici. Au trebuit mai mult.